cum mi-am ales actuala chirie, plus niște sfaturi care v-ar putea ajuta, pentru că sigur printre voi sunt oameni care vor să se mute singuri, să nu mai locuiască cu părinții, să vină la București la facultate, să nu stea la Cămin, pentru că la Cămin nu sunt cele mai bune condiții. Poți să nimerești un coleg nașpa de Cămin și mai bine te muți cu un prieten, cu doi prieteni într-un apartament și măcar sunt oameni pe care îi cunoști și vă știți și na. E loterie când este mut la Cămin. Poți să ai un coleg mișto, poți să ai un coleg nașpa, depinde de noroc aici. Așa că astăzi vom vorbi despre cum mi-am ales eu chiria, plus niște sfaturi pe care vi le dau și vouă. Și în primul rând, da, poziția v-ar interesa cel mai mult. Am mai discutat sub unele aspecte și în alte videoclipuri, dar o să le abordez un pic mai diferit. Deci primul lucru, poziția, și sfatul meu ar fi așa. Nu luați garsonieră care să fie direct la gura de metrou. Ai ieșit pe geam și ai căzut direct în gura de metrou. Nu, pentru că o să-și ceară 50 sau 100 de euro în plus. Vorbesc foarte serios. Unde am locuit eu înainte, era o garsoniere. Am găsit ulterior, acum când să mă mut, cu vreo 50 de euro mai ieftine, 2-3 blocuri mai spate. Fiind mai departe de metrou, pentru că unde am stat eu era chiar foarte aproape de metrou. 2-3 minute și intram direct la metrou, eram pe peron. Și da, era un confort într-adevăr, adică puteam să mă duc la cumpărături să-mi iau ce voiam eu din București, veneam cu metrou, ieșeam de la metrou și intram în casă direct. Dar dădeam 50 de euro în plus, 60, astea sunt prețurile. Așadar, sfatul meu, căutați o chirie care să nu fie direct în gura de metrou. Oricum, toate chiriile s-au scumpit, asta e clar. Adică, probabil, o chirie unde stau eu acum, acum vreo 3-4 ani, înainte de pandemie, era mult mai ieftină. Dar prețurile se schimbă, au mai crescut și salariile între timp și trebuie adaptate. Pentru că, na, și cei care au sunt proprietari vor și ei să facă un bănuț în plus. Îi înțeleg, profit, na, și eu aș fi, și eu aș fi făcut la fel, le-aș fi scumpit. Dar, mă rog, deci încercați să fie cam pe la 5-6 minute de metrou. Nici 20 de minute că faceți o grămadă pe jos, plouă, nu știu ce, sunt câini sau mai știu eu, invazie extraterestre sau yeti. Dar nici prea aproape că o să vă ardă mult la preț. Da, dacă vreți voi să îi luați cât mai ieftin din partea mea, puteți să vă mutați în județul Ilfov și mergeți pe jos prin Păhâm să ajungeți la metrou. Glumesc aici, sunt foarte sarcastic. Dar ăsta ar fi primul sfat. Să nu fie chiar în gura de metrou, ca să nu plătiți în plus o grămadă pentru puțin confort în plus, ca să zic așa. Următorul meu sfat, pe care l-am pus în practică și pe acesta, eu am lucrat cu agent și că n-am găsit la liber. Și ce am făcut eu? Când am programat vizionarea, eu am ajuns cu vreo jumătate de oră mai devreme, că am făcut așa. M-am dus la muncă, mă rog, în fața biroului și de acolo m-am uitat cât era ceasul și am luat-o la pas până la garsonieră, până la adresă, să văd cât fac pe jos până la muncă. Și n-am făcut mult, 25 de minute am făcut în condițiile în care am mers mai încet, nu am traversat pe la metrou în vreo intersecție să nu stau la roșu, n-am traversat direct unde era verde, că era o intersecție în cruce, stăteam pe partea cealaltă la roșu ca să văd cât fac cel mai mult până la metrou, până la muncă, nu cel mai puțin, ca să știu la ce să mă aștept. Și m-am plimbat așa pe străduțe, am văzut că mare parte sunt bătrâni și asta m-a liniștit foarte mult. Deci șanse de sparge, de furturi foarte mici în zona asta. Și în mare parte, oameni bătrâni, am văzut că sub borduri unde să parchez. Dar bineînțeles că eu nu sunt singurul care parchează pe bordură. Mă gândesc dacă la iarnă, când se apropie iarna, revelionul, mă hotărăsc să mai stau aici un an, o să închiriez de la primărie un loc de parcare să fie numai al meu, ca să nu am problema asta, pentru că e nasol să parchezi pe la bordură, pentru că, na, găsești bordură mai aproape, găsești mai departe, nu găsești bordură în fața blocului și am pățit într-o seară. Am venit seara, am zis, hai mă că e sâmbătă seara, nu-i toată lumea venită, pă dracu, și am găsit un loc de parcare la vreo 3-4 blocuri de bine. Asta e, a trebuit să merg pe jos. De la mașină de câteva ori să încar bagajele. Dar măcar știu un lucru. Când mai e să plec cu mașina, să zicem, la țară, o să fac așa. Plec seara și mă întorc dimineața pe la vreo 6 să fiu în București. Că pe la ora aia, după aia, 6 jumate, 7, începe lumea să plece la muncă. Și pot frumos să mă plimb liniștit așa printre blocuri și aștept să se... până se liberează o bordură în... pe lângă blocul meu, că majoritatea pleacă la muncă dimineața cu mașina, cel puțin în zona asta. Deși e metrou aproape, mulți pleacă la muncă cu mașina. Și mie îmi convine. Pleacă lumea, pac, mă sui frumos pe o bordură și nu nicio problemă. Seara toată lumea e venită. Da, bine, eu sunt obișnuit cu situația asta cu locul de parcare, pentru că unde am stat înainte, aveam loc de parcare, dar nu puteam să-l folosesc că...
Era lângă ghieră, mă sunau gluierii că n-aveau loc să treacă de mașină, deși nu înțeleg de ce căcat s-a mai trasat marcaj de loc de parcare acolo, dacă nu pot gluierii să treacă. Nu înțeleg ce a fost în capul celor de la druburi de a-o mai organiza locuri de parcare acolo lângă ghieră. Cel mai prost loc de parcare al meu era acolo. Și eu nu puteam să-mi folosesc locul de parcare, ci parcam tot așa, pe la borduri, pe unde apucam. Minunat! Na, să nu mă trezească gunoierii la 7 dimineața când veneau. Am eu un video pe canal despre pățaniile mele cu gunoierii de acolo. Fai de capul meu cum a fost. Bun, deci ăsta ar fi al doilea sfat. Veniți și cercetați zona. Vedeți dacă par oameni ok aici, dacă sunt gratii la geamuri. Pentru că, uite, de exemplu, în Urziceni nu sunt foarte multe blocuri care au gratii la parter. Semn că nu se fură atât de mult. În alte zone în București, sigur, găsiți zone unde la etajul 1 sunt și acolo gratii, nu doar la parter. Aici nu sunt. Deci am văzut în blocul ăsta parter, mă rog, renovat, dar fără gratii. Deci înseamnă că nu se ciordește, nu se intră în casă, nu sunt spargeri cum se făceau înainte. Păi, pe unde am eu neamuri, sunt gratii și la etajul 1, pe aici pe acolo. Al treilea sfat ar fi, bineînțeles, blocul să fie reabilitat sau învelopat sau să-i se fi pus polistiren, pentru că îți dă un plus de căldură iarna și o leacă de răcoare în plus vara. De exemplu, la mine aici garsoniera este foarte răcoroasă. Comparativ cu unde am stat înainte, bătea și soarele dimineața. E, aici e multă verdeață, am noroc că am niște copaci, nu sunt cu fața la vreo stradă, bulevard, ceva cum stăteam acolo. E multă verdeață, bă, și e răcoare. Și pe lângă asta, am geamul spre răsărit, nu spre apus sau spre sud, ci fix cum mă uit eu pe geam, mai e un bloc. Deci la 7-8 dimineața nu bate soarele pe geam. Bate după ora vreo 9-10, când deja e mai sus soarele pe cer. Și eu n-am problema asta să-mi bată soarele în cameră și să mă trezească dimineața. Bine, oricum am role din astea și perdele. Un alt sfat pe care aș mai putea să vi-l dau pe lângă să cercetați zona înainte să vă mutați acolo. Dacă cunoașteți oameni din zonă, să-i întrebați cum e. Și, bineînțeles, căldura, vedeți cum e căldura. Dacă este păradet, știți un lucru, s-ar putea să aveți probleme cu apa caldă. Mai ales că sunt unii care n-au avut căldură și tot au plătit. Deși ei sunt păradet, am repartitoare, deci practic aproximativ cât consum atâta plătesc căldură, ceea ce este bine. Au schimbat apometrele și așa în toate blocurile am văzut că s-au schimbat apometrele, ceea ce este bine. Deci am apometre noi, repartitoare puse recent, oricum că se vede că nu sunt antice, deci am și repartitoare, deci am scăpat de o grijă. Am aer condiționat chiar aici, nu știu dacă pot să pun aer condiționat și pe căldură, dar măcar știu un lucru, dacă am probleme cu căldura iarna, pot să dau aerul condiționat pe căldură și gata. Un alt aspect pe care vi-l mai recomand vouă, verificați dacă vă vine apă caldă, mai ales dacă este bloc vechi. Că eu cât am făcut vizionarea, m-am dus la baie și am dat drumul să văd dacă vine apă caldă la chiuvetă, pentru că așa mi se pare normal. Bă, și a venit repede. Prima baie pe care am făcut-o aici, noua garsonieră, am făcut la 12 noaptea, fără câteva minute, am făcut baie și a venit apă caldă repede. Bă, am rămas uimit. O singură dată am pățit să n-am apă caldă, pe la vreo 5 dimineața, era călâie. Bine, la 5 dimineața cred și eu că nu e apă caldă, pentru că cine se spală la 5 dimineața? Da, de la 6-7 încolo, când sunt cei care se spală înainte să se ducă la muncă, da. Dar la 5 dimineața nu mai eu mă trezesc, bă, hai să fac un duș. Verificați salteaua, că în principal la saltele pot să-și facă cuib ploșnițele. Verifica salteaua. Ei bine, unde am avut o vizionare înainte, când să verific salteaua, era plină de floci și de firbituri. Și mă gândesc, bă, acolo oricum era tot femeie proprietar. Și mă gândesc, bă, ești femeie, știi că ai vizionare, vrei să închiriezi, nu faci și tu un pic de curățenie? Mă gândesc și eu. Și n-a făcut curățenie și când a văzut jegul ăla, călcasem în ceva lipicios, s-a ținut după mine câțiva kilometri, am zis, ok, nu e de stat aici. Și mai era și femeie proprietară acolo. Și contează foarte mult proprietarul, fie că e prin agenție sau nu, contează foarte mult proprietarul.
Pentru că, da, m-am gândit, bă, dacă femeia asta nu își face curat în garsonieră, așa, mă gândesc, cine știe ce scârbă de femeie o fi, de scârbă de om, că nu contează ce are între picioare, sau ce se simte că e. Și da, când am venit aici și am verificat salteaua, nu că era curată, salteaua nouă și mobilier, chestii schimbate și asta mi-a plăcut și curat și asta am apreciat foarte mult. Mi-a și spus proprietara de aici, bă, să nu te apuci să faci curat că e păcat, că a făcut însa deja destul. Dar eu oricum am făcut niște chestii preventive pe care vi le spun acum. Sfatul meu, chiar dacă vi se spune că nu sunt gândaci de bucătărie sau așa, voi trebuie să faceți următorul lucru. Înainte erau niște cutiuțe de la Raid, intra gândacul acolo, se ducea acasă, infecta și pe membrii familiei sale și mureau toți. Nu se mai găsesc, dar am găsit altceva. Este o siringă cu o pastă, marca Aroxol am luat eu, că am găsit mai ieftină. Ideea e că acea cantitate din siringă scrie așa, 3 picături pe metru pătrat se dă. Și era destul de multă cantitate. Era cantitate în siringa aia cât pentru un apartament cu 3 camere. E, eu am dat cu siringa aia în toată garsoniera. Să fiu sigur că nu văd vreun gândac. Unul singur am văzut viu, că într-o dimineață am geamul de la bucătărie și nu se închide bine plasa de țânțari, dar a rămas cu o repară proprietara, nu este problemă. Și într-o dimineață n-am pornit hota și am lăsat geamul deschis cât mi-am făcut de mâncare și mă gândesc că pe acolo fi intrat, că el era la chiuvetă. Sau poate a venit pe chiuvetă, dar era gândac de bucătărie, nu era de la mare negru carcalac de canal. Și da, l-am omorât și am zis, ok, e de luat o travă. Poate a venit pe geam, poate pe chiuvetă, n-ai ce face. Trebuie să iau și eu niște dopuri ceva să pun la chiuvete, să n-am surprize. Am mai stat în București, la neamuri la fel, gândaci la greu acolo. Eu i-am scăpat cu capcanele alea, dar nu se mai găsesc nici de comandat, nici nicăieri. Probabil că sunt prea toxice, cine știe. Și norocul meu cu colegul de muncă mi-a spus dânsul de siringile astea. Și am luat siringa aia și am dat peste tot. Pe la ramele de la geam, pe sub chiuvetă, pe lângă WC-ul, pe lângă cadă, praguri de la ușă, geamuri, pe sub mobilă, am dat peste tot. Și nu am pus picături, eu am tras linii de alea lungi așa, numai liniuțe am făcut, deci pe sub pat, pe așa e numai pastă din aia. Bă, mă credeți că n-am mai văzut, unul singur am văzut, mort în cadă, dar nu că era mort, era uscat, era distrus, l-am desfințat pe băiat. Deci, da, era un gândac ciudat, arăta ca un miriapod mai mult. Era în cadă, eu cu o seară înainte făcusem baie, nu era nimic în cadă acolo. Și, băi, uscat, am suflat toată în el, s-au rupt picioarele din el. Deci o travă foarte puternică. Dacă aveți animale, nu dați cu așa ceva, că riscați să vă otrăviți animalele, că puternică chestia aia. Dar am dat pe praguri la uși, dar eficientă. Nu miroase, nu nimic. N-am început să râd. Stau și cu geamul aerisit, ceea ce este bine. Un alt sfat, bineînțeles, aerisiți, probați aerul condiționat, că am uitat să zic chestia asta, că eu l-am probat. A, și frumusețea mare, hai să vă arăt ceva. Aici unde stau, e aer condiționat din ăsta. Ce modele erau la început? Și cine a stat înainte a ciordit telecomanda originală. A cumpărat proprietara o telecomandă, mai cumpărați și voi la televizoare că vi se stricau telecomenzile. Și problema alta, că sunt ciudate butoanele, nu pornea aerul. Nici eu, nici proprietara, nici agentul n-am găsit cum pornim aerul. Până la urmă trebuia să intru după alt buton. Nici eu nu mai știu pe ce am apăsat de a porni. Că în loc să apăs pe ăsta mare, nu pleca de pe ăsta mare. Dar într-un final am găsit cum funcționează și a băgat aer rece. Bine, nu o să mă omor eu cu aerul condiționat, o să-l țin pornit probabil doar când fac live-uri vara ziua. Dar și asta în weekend, că în timpul săptămânii sunt la muncă și când vin de la muncă e răcoare, e seară, e... Da. Hai să pun ăsta la loc. Bineînțeles, blocul este din beton armat și este o izolare fonică foarte bună, adică nu mi s-a bătut în țeavă. Că am mai venit-o cu careva, am mai băut o bere, am arătat noua garsonieră, am mai râs, nu știu ce, ha, hi, 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 na. Dar nu mi s-a bătut în țeavă până acum. S-a bătut în țeavă, dar pentru altul care muta prin casă deasupra, trântea chestii și atunci s-a auzit bătaia în țeavă. Țeava e pe la baie, nici măcar pe aici. Eu probabil nici nu s-aud dacă e să mi se bată în țeavă, dacă e să se întâmple ceva, dacă știți la ce mă refer. Mă rog, am zis și chestia asta, aerisit, parfum de cameră, și vă mai recomand ceva.
Între plăcile de făianță din baie era un pic de mucegai negru, care se face și acasă, am probabil că ați pățit și voi. Fix între, știți, între plăcile de faianță unde e kitul ăla mai deschis la culoare, e, acolo era negru, că era mucegai, care se face. Și m-am dus în Oșan, că trecusem într-un Oșan într-o zi și am zis, hai să iau niște chestii. Că găsisem că era la Oșan reducere și la o travaie la pastă. Și am găsit soluție anti-mucegai. Fix marca Oșan. Și pe aia scria, dai cu o lavetă umedă, dai cu soluția, lași să acționezi de 15-60 de minute și apoi dai cu o lavetă umedă. Am dat odată, am lăsat vreo 45 de minute, o oră să acționeze, am intrat înapoi în baie, puțea clor la greu sau a ce conține substanța aia, spray, fâs-fâs, bă, mâncavaș. Știți ce s-a albit? Am frecat cu laveta, nu s-a luat, dar se albise mult. Așa că am mai dat o tură, am dat, am spreat tot, toată făianța pe partea aia cu cada și când am venit de la muncă, foarte puțin pe niște colțuri a rămas unde era mai gros stratul, dar în rest, bă, zici că e faianța nouă, zici că e abia chituită. Și vă recomand, deci, dacă aveți probleme cu mucegaiul, luați o substanță de aia, spreiați, că se duce dracu cu mucegaiul. Bine, a lăsat și ventilația pornită o oră să iasă mirosul ăla, dar măcar știu un lucru, că am scăpat de mucegaiul ăla din baie, care se face și probabil că și voi ați pățit să aveți mucegai în baie. Nu mai a venit să cred cum s-a dus. Foarte puțin mirosea și am zis, bă, trebuie să fie să, că eu vreau aici să fie mai bine decât la mine acasă, la țară, adică să vin acasă cu plăcere, nu doar să vin ca să dorm și rest să stau plecat să fie scârbă în propria casă. Sigur, și ce aș vrea să mai iau, probabil niște chestii de agățat în dulapuri să nu se facă moli. Bine, n-am haine de lână să mi se facă moli, dar măcar nu o să mai prindă hainele mirosul ăla de dulap. Știți mirosul ăla de dulap, ăla de aer închis, de căcat pișat. Și ce să zic, am verificat tot la vizionare, m-am uitat să nu fie gândaci morți și alte chestii, bouă de proșniță, ce am verificat cât de mult s-a putut. Și eu zic că, da, e ok aici, adică m-am uitat și la jos la vizier la întreținere și am văzut, pe 2 luni 600 de lei, 2 persoane, cine a mai stat înainte? Ceea ce mi se pare ok, 2 persoane, 600 de lei în 2 luni. Înainte unde stăteam era 600 lei pe o lună. Și mă gândesc, deci ar veni o lună, deci ar veni 2 persoane o lună 300 de lei. Deci probabil o persoană ar fi 200 de lei. Acum depinde de fiecare, cât apă consumă, cât așa, cât așa, cât așa. În cazul meu n-am dita mai garderobele să-mi spăl zilnic haine, vasele am mâncat, am spălat farfuria, nu las să se strângă în chiuvetă să consum mai multă apă. Bine, momentan nu mi-am luat și eu niște săpun de vase, de detergent, niște dero, niște... Eu momentan când e să-mi spăl rufele duc la țară, că... Am și pe la țară niște sticle de alea, mai iau de pe acolo dacă nu se cumpăr de aici. Chestia e că să văd ce folosește maică mea la spălat de rufe, că... Mie că poate nu-i bun ce iau, să nu dea prea multă spumă. M-am uitat așa la mașina de spălat, cred că m-am prins cum funcționează. De uscat rufele am grătarul ăsta, dar oricum eu n-am multe haine de spălat, deci asta n-ar fi o problemă. Bă, în rest chiar nu știu ce dracu să mai zic, frigiderul răcește... Internet am rezolvat, am făcut contract cu Digi, era deja cablu de fibră pentru televizor și doar au venit cu router, mi-au montat routerul, am avut eu un cablu, am tras cablu și gata și am internet. Și în rest, cam asta cred că ar fi. Deci sfatul meu pentru voi, pe scurt, căutați să nu fie nici în gura de metro, nici prea departe, verificați zona să fie o zonă primitoare, dacă miroase a gunoi sau a canal pe acolo. Dacă sunt bălți, pare că se inundă zona, dacă gunoaie, sunt gunoaie pe stradă, să fie borduri să vă puteți parca mașinile pentru cei care aveți mașini. Nu începeți acum cu, doamne, că renunță la mașină, că ne omor planeta, uitați cum pute planeta. Da, mă, da, cum spuneți voi, da. Dacă n-aveam mașină, mă chinuiam cu căratul de bagaje, luam eu pe Dorel cum de la Glovo cu bicicleta să-mi care el mobilier și ce am mai cărat eu, scaune, chestii cu... bicicleta lui. Da, în fine, nu despre asta este vorba.
și inclusiv dacă vreau să-mi iau o bicicletă, pot să-mi iau bicicletă și o țin aici lângă calculator sau văd eu. Bă, una cu una fac lesbii, cum zice Bahoi. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dar chiar eu în primele serii am stat așa pe liniște să ascult dacă e gălăgie ceva prin bloc și nu prea era gălăgie multă. Unul țipa pe stradă la un câine, a mai scăpat unul ceva. Nu prea am avut probleme cu gălăgia. Pare liniștită zona, într-adevăr. Bine, câtă gălăgie să facă niște bătrâni. Bine, zic tot eu care am filmat-o pe babaia nebună care țipa pe luminator acum câțiva ani. Și cred că încă o trăi babaia, cine știe. Dar mă rog, ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți întrebări la care nu vi s-a răspuns legat de mutat, puteți să mă întrebați în comentarii că eu vă răspund la ele. Și vreau să-mi scrieți în secțiune comentarii despre ce să fie următorul videoclip. Merită, sau mă rog, de ce merită să-ți cumperi un cazan de mașină în România? Sau să fac vlog în care închiriez pentru prima dată o trotinetă și îmi pun camera pe piept și mă dau și eu cu trotineta prin Herăstrău sau pe unde, bă, da, nu te mai mișca, mă, așa, sau prin Herăstrău sau printr-un parc. Ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, apăsați și voi pe butoanele de mai jos să ajutăm algoritmul ăsta să mai crească, pentru că am avut probleme cu postatul în ultima perioadă și cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!